Discuțiile patentarilor cu ministrul economiei Dumitru Alaiba au durat peste o oră. La ieșire, aceștia au declarat că sunt dezamăgiți și că autoritățile nu vor să-i asculte. A fost o discuție cu domnul Alaiba și doi consultanți a săi și niște specialiști de la fisc la niște tonuri foarte ridicate. Colegii mei nu s-au putut reține. Ce să vă spunem? Rezultate nu sunt, colegii spun că or să iasă la meeting. Deținătorii de patentă mai cred că majoritatea dintre ei, în special cei ieșiți la pensie, nu vor reuși să se descurce cu utilizarea aparatului de casă și că vor rămâne din această cauză fără muncă. După asta, or să străfuiască, or să penalizeze oamenii, n-ai bătut corect un bon, bătrânul celălalt nu prea știe, a apăsat undeva. O să fim sancționați, o să fim... Până ai să ajungi la cei, că o să trebuiască să te închizi. Șefii piețelor au fost preîntâmpinați. Că dacă vor da voie să activeze patentarii, vor fi sancționați. 10 ouă să vii mamuca din sat și să vândă 10 ouă și să aibă aparat de casă. Nu poate ea utiliza aparat de casă, oameni buni. Patentarii au venit la întrevederea cu ministrul Alaiba și cu mănuși de box. Aceste două mănuși, deja s-a umplut paharul răbdării. Fac apel la toate partidele politice, parlamentare, extraparlamentare, vă rugăm mult, implicați-vă, vă așteptăm de pe data de 3, ora 10, în fața guvernului, vom face un meeting de protest împotriva lichidării patentelor, apoi ne vom duce în marș spre Parlament, unde vom solicita moratoriu pe această lege negioabă făcută din topor. De cealaltă parte, ministrul economiei susține că introducerea regimului de patentă a fost o greșeală din start, iar loc de compromisuri nu există. Aparatul de casă ori este, ori nu. Ce fel de compromis este posibil aici? Adică ei nu au venit cu soluții. Nu. Unica revendicare a fost să anulăm aparatele de casă. Și asta este ceva ce noi nu putem face. Noi putem discuta pe ceea ce e posibil, dar pe ceea ce nu e posibil nu putem discuta. Îmi pare sincer rău că la o discuție civilizată s-a strigat. Pentru că am vrut în primul rând să avem această discuție, pentru că nu vreau să mă ascund aici în birou până reforma trece. Dumitru Alaiba susține că autoritățile vor fi tolerante deocamdată și nu vor recurge imediat la amendarea celor care nu vor avea din 1 iulie aparate de casă. Oamenii care au aparat de casă pot să meargă în piață. Să fim realiști, eu nu exclud că o să mai fie unele persoane care nu au aparat de casă. Eu o să mizez că o să se manifeste anumită toleranță pentru o scurtă perioadă. Nu este o indicație sau un mesaj sau un ordin. Încă o dată, noi nu ne-am pus scopul să-i persecutăm și să-i închidem, dar să-i îndrumăm spre un regim civilizat. Noi n-am trimis scrisori la directorilor de piețe. După întrevederea de la guvern, patentarii s-au alăturat simpatizanților partidului Șor, scos recent în afara legii, care protestau în fața Parlamentului. Noi am venit aici la acest meeting de protest ca să susținem proiectul de lege a deputatului Vadim Popescu, ce presupune extinderea prolungirii patentului de întreprinzător. Noi nu vom ceda! 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 Amintim că din 1 iulie toți comercianții care activează în bază de patentă vor fi obligați să-și instaleze aparate de casă. În baza patentelor vor rămâne să activeze doar cei care prestează servicii. Guvernul va acorda o compensație de 10.000 de lei celor care își vor procura aparat de casă. Ajutorul este destinat inclusiv amenajării locului de muncă. Cererile pot fi depuse deja la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sau la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat. Autoritățile susțin că această reformă va aduce numeroase avantaje atât statului cât și comercianților. Unul din argumente este că impozitul perceput din vânzări va constitui doar 1%, iar plafonul de vânzări anuale va crește până la 1,2 milioane de lei. Patentarii nu sunt însă de acord cu această decizie și au protestat de mai multe ori în fața guvernului, cerând anularea ei. Aceștia au declarat că sunt gata să plătească mai mult pentru patente, doar să fie lăsați să activeze așa în continuare.
continuare. Potrivit autorităților, în țara noastră sunt în prezent aproximativ 5.000 de deținători de patentă.